Spuneți că sunteți gata. Bună ziua, stimați cetățeni. Conform articolului 59 din Constituția Republicii Moldova, protecția, conservarea și ocrotirea monumentelor istorice și culturale constituie o obligație a fiecărui cetățean. De asemenea, protecția monumentelor de patrimoniu constituie unul din angajamentele internaționale ale statului Republica Moldova. Astfel, prin adoptarea legii numărul 533 din 2001, Republica Moldova a ratificat Convenția pentru protecția patrimoniului arhitectural al Europei, iar prin legea numărul 198 din 2008 a ratificat Convenția cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate, prin care țara noastră s-a angajat în fața partenerilor europeni să protejeze și să prevină distrugerea patrimoniului cultural și să-l transforme în factor de dezvoltare durabilă a țării. Cu toate acestea, pe parcursul a 30 de ani, monumentele au fost atacate, distruse și mutilate continuu. Încă în anul 2013, Parlamentul a votat aprobarea raportului unei comisii speciale de anchetă care a examinat distrugerea sau deteriorarea a zeci de monumente și a făcut mai multe recomandări. Însă, cu toate că există prevăzută răspundere administrativă și chiar penală pentru deteriorarea și distrugerea monumentelor, acestea continuă să fie distruse în mod sistematic, demolatorii folosindu-se de lacunile legislative în primul rând. În această ordine de idei, un grup de deputați din fracțiunea PAS, împreună cu reprezentanții societății civile din domeniul protejării patrimoniului, vin cu o serie de modificări și completări importante la legea privind ocrotirea monumentelor, numărul 1530 din 1993, pentru a acoperi câteva dintre breșile esențiale existente în legislație pe domeniul protejării patrimoniului cultural construit până la finalizarea procesului de elaborare a noii legi a protejării monumentelor istorice. Scopul acestor modificări legislative este consolidarea domeniului protejării patrimoniului în calitate de activitate de interes public național. Care sunt principalele prevederi noi introduse în lege? În primul rând, sunt introduse în circuit juridic câteva noțiuni de specialitate noi și precizate câteva noțiuni deja existente, cum ar fi intervenția asupra monumentelor, terenul monumentelor, zonă de protecție, mediu istorico-arhitectural, regenerare și altele. De asemenea, sunt specificate expres activitățile interzise asupra monumentelor, restricții cuprinse în cadrul a trei noțiuni, demolare, mutilare și degradare. 2. Sunt introduse prevederi referitoare la principiile generale de intervenție pe terenul monumentelor și în zona de protecție a monumentelor. 3. Este introdus un capitol nou referitor la modul de reparare a prejudiciului cauzat monumentelor ca rezultat al activităților ilegale de demolare, mutilare și degradare acestora. 4. Este precizată procedura de înscriere în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat a monumentelor nou identificate. 5. Proiectul de lege face claritate în atribuțiile autorităților publice locale din nivelul 1 și 2 în activitatea de protejare a monumentelor. Dacă în anul 2017, în legea privind administrația publică locală și legea privind descentralizarea administrativă prin atribuirea apeleului din nivelul 1 și 2 au fost introduse protejarea bunurilor de patrimoniu cultural situate pe teritoriul administrat, acum, în cadrul acestei legi, se completează și se descifrează foarte clar care sunt atribuții fiecare din autorități. Totodată, ținând cont de faptul că legea numărul 1530 din 1993 a cuprins prevederi referitoare la toate bunurile sau la toate genurile de patrimoniu, iar astăzi bunurile de patrimoniu natural, bunurile de patrimoniu cultural mobil, de patrimoniu arheologic, monumentele de for public și operele comemorative de război sunt gestionate prin intermediul unor legi specializate,
Din textul legii numărul 1530 din 1993 au fost excluse prevederile nefuncționale referitoare la bunurile enumerate, care îngreunează înțelegerea și aplicarea conformă a normelor referitoare la monumentele istorice, provocând adesea confuzii și interpretări greșite. Acum voi da cuvânt colegului meu Vasile Grădinaru să ne spună despre impactul care va avea această lege. Mulțumesc! Stimați cetățenii Republicii Moldova, din păcate, constat că protecția patrimoniului cultural și în speță a monumentelor, din păcate, nu a fost până acum o prioritate a Republicii Moldova. Deși domnul Păslăriuc a menționat mai devreme că am și semnat și acte internaționale și legi interne, dar, din păcate, am rămas la această etapă. Din păcate, avem o lege cu privire la protecția monumentelor din 93, legea 1530, care încă nu a fost elaborată o lege nouă, dar și prevederile acestea care au fost învechite nu s-au lucrat asupra lor. La fel, nu a fost o prioritate nici pentru administrația publică locală, din păcate, și în cele mai mari și cele mai multe cazuri, din păcate, administrația publică locală nu a luat măsuri suficiente pentru a proteja monumentele. Cel mai vădit exemplu este în municipiul Chișinău. Vă dați seama, este și capitala, și aici sunt concentrate și cel mai mare număr de monumente. Și respectiv aici putem exemplifica cel mai bine. Ce a făcut Ion Ceban ca să protejeze monumentele istorice? Vă spun eu, live. A făcut un live de pe un șantier. Mai mult ca atât, a blocat proiectul de moratoriu înaintat de mine când eram în calitate de consilier municipal, a elaborat un alt moratoriu pe care tot el și socialiștii lui nu l-au votat în Consiliul Local. Cel mai teribil ce putea să se întâmple în municipiul Chișinău era să aprobe decizia 2/67 prin care s-a pus în aplicare regulamentul local de urbanism pentru nucleul istoric, care de fapt crea premizii pentru distrugerea monumentelor istorice din centrul municipiului Chișinău. Și deci, în loc să ia măsuri ca să protejeze patrimoniul, iată că vedem, acțiunile sunt contrar în privința distrugerii acestora. Ce am făcut noi? Spuneam, când am fost consilier municipal, am venit cu un proiect de moratoriu, care din păcate a fost blocat, și odată venind în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, ne-am propus să modificăm întâi și întâi legea 1530, anume pentru a clarifica câteva lucruri. 1. Să nu admitem construcții pe area protejată a monumentelor istorice. Nu putem admite ca să construim astfel încât să le aducem atingere integrității acestora, să nu permitem accesul vizual în privința lor, precum și să nu le putem pune suficient în valoare așa cum prevede legislația. 2. Se exclud o multitudine de norme juridice care sunt prevăzute deja în alte legi. Ori cunoscătorii din acest domeniu știu probabil că mai multe prevederi din legea 1530 fac obiectul legii astăzi a altor legi speciale și ele au devenit caduce, respectiv în cazul ăsta este cazul să le excludem, să le abrogăm din această lege pentru că ele sunt reglementate de alte legi. Și 3. Să explicăm expres care sunt atribuțiile administrației publice centrale pe de o parte și a celor locale în domeniul protecției monumentelor. Pentru că și până acum legislația a prevăzut că da, administrația publică centrală are obligația de a proteja monumentele, da, administrația publică locală are obligația de a proteja, dar nu era expres spus care sunt activitățile acestora, care sunt măsurile care trebuie să fie întreprinse de ele, pentru ca acest lucru să se întâmple. Ori noi am specificat destul de clar care este măsurile care trebuie să fie luate de către apeleuri. Și ultima este responsabilizarea pentru prejudiciul adus. Ori trebuie să conștientizăm că monumentele odată mutilate, odată distruse, odată distrusă integritatea acestora, nu putem să estimăm efectiv prejudiciul care este adus. Și ele nu mai pot fi restabilite în forma lor inițială, cel mai des. De aceea, cei care admit sau care participă la asemenea acțiuni trebuie să răspundă. Și respectiv, se prevede inclusiv această responsabilitate. În procesul de elaborare a acestui document am implicat mai multă lume și pe această cale vreau să le aduc mulțumiri colegilor din societatea civilă pentru că este un produs sau a unui efort comun
a celor din, a deputaților din Parlament și a societății civile și în special vreau să-i mulțumesc doamnei Aneta Dăbija de la Safe Chișinău, Sergius Ciocanu, Andrei Vatamaniuc, Alexandru Munteanu și mulți alții care au pus umărul la elaborarea acestui proiect de lege. De asemenea, am fost în consultări permanente și în discuții permanente pe acest proiect de lege cu Ministerul Culturii, care de asemenea ne-a încurajat să votăm acest proiect de lege, pentru că este unul benefic pentru Republica Moldova. Și respectiv, astăzi am înregistrat acest proiect de lege, care sperăm să fie susținut de cât mai multă lume. În Parlament, întâi și întâi, ca și deputat și după care, ca și colegi din administrația publică locală. În concluzie, 1. Sperăm să obținem susținerea tuturor deputaților din Parlamentul Republicii Moldova. 2. Trebuie să spunem clar că protecția monumentelor este o prioritate pentru noi, pentru Republica Moldova. 3. Fac un apel către organele administrației publice locale să coparticipe în procesul de protecție a monumentelor. Și nu în ultimul rând, mă adresez domnului Ion Ceban să înceteze atacul asupra monumentelor și să mai gândească o dată în plus atunci când își propune ca mâine, în ședința Consiliului Municipal, să-l numească în calitate de viceprimar pe domnul Fadei Nagacevski, care apropo face inclusiv responsabil de faptul că legea nouă privind protecția monumentelor încă nu este adoptată, care se face responsabil de faptul că codul urbanismului până astăzi nu a fost adoptat, regulamentul de demolare a construcțiilor autorizat și multe alte care au stagnat anume din cauza inacțiunii acestora. Și dacă ei își propun la municipiul Chișinău să facă același lucru, să se odihnească în loc să ia toate măsurile pentru protecția patrimoniului, atunci este un lucru greșit. Vă mulțumesc frumos și vă invităm pe data de 8 noiembrie la ora 14 la consultări publice, în cadrul cărora vom răspunde la toate întrebările, vom prelua obiecțiile, propunerile, amendamentele potențiale, dacă sunt și așa mai departe. Deci, repet, 8 noiembrie, ora 14, Parlamentul Republicii Moldova, cu detalii vom veni, vom publica acest lucru, va fi publicat oficial și vom cunoaște inclusiv sala, acum încă este prea devreme. Mulțumesc! Domnule Păsălariu, avem o întrebare, vă rog frumos, care ține de alt subiect, dar dacă suntem aici, probabil ați văzut că Centrul pentru Jurnalism Independent a notificat Comitetul de Ministri a Consiliului Europei să trezeze în continuare executarea hotărârii CEDO în privința dosarului Manole versus Republica Moldova, în legătură cu decizia Parlamentului deja în prima lectură de a reintroduce controlul parlamentar asupra Consiliului de Supraveghere Teleradio Moldova. Și vorbește, CJI vorbește despre posibilitatea unei influențe politice asupra acestei instituții. Cum apreciați asta și dacă asta cumva va influența decizia voastră de a vota în a doua lectură? Bine, sunt specii diferite în fond, dar eu nu văd nicio legătură. Dumneavoastră considerați că până acum el n-a fost influențat politic. Eu mă refer la ceea ce crede eu am înțeles. Deci noi ca să nu politizăm, trebuie să depolitizăm înainte de toate. Da? Deci prevederile care sunt care au fost votate în prima lectură, tocmai au obiectivul principal întărirea acestei instituții, independenția acestei instituții. Noi, practic, nu facem altceva. Noi lăsăm această largă autonomie din partea Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare și managementului instituției publice, doar că de sub controlul Consiliului Audiovizual, care este, de fapt, înainte de toate, o autoritate de reglementare. Deci ea nu trebuie să aibă sub controlul său sau să gestioneze inclusiv administrarea furnizorului național de servicii media, da? De aceea această prevedere cumva este conformă inclusiv cu standardele internaționale. Deci noi nu suntem împotriva la niciun fel de monitorizare, este foarte bine, dar noi considerăm că acesta este un pas important în tocmai în forjarea independenței televiziunii publice. Dar de ce este îngrijorat atunci Centrul pentru Jurnalism Independent ca o organizație importantă din domeniul mass media și crede că este o legătură de riscul de energie? Riscuri există, dar ceea ce ne dorim noi este tocmai ca să fie aplicat în primul rând pus în aplicare codul serviciilor audiovizual.
Deci această cine este interesat în independența și pluralismul la televiziune este în primul rând Parlamentul. De ce noi mergem cu aceste măsuri pentru responsabilizare și pentru acordarea acestei largi autonomii? Totuși, în cadrul consultărilor publice, după prima lectură, au fost foarte multe obiecții. Noi am discutat și am luat cont, am ținut cont, am avut stață și ședința Consiliului la care ați putut participa, deci toate aceste obiecții au fost, s-a ținut cont de ele și ele sigur că au îmbunătățit prin aceste amendamente proiectul de lege. Ce modificările au fost propuse după dezbateri publice și observații? Nu, ele nu sunt principiale, dar s-a ținut cont, evident, de... În primul rând s-a dat mai mult... s-a dat mai multe locuri în CSD din partea societății civile, deci vor fi 4-3. Deci, cumva, repet, nu se diminuează deloc autonomia organului de supraveghere care era până acum. Deci deloc, din contră, el se întărește. Numai că noi acum practic discutăm despre... Noi am fi dorit niște întrebări pe legea monumentelor, dacă aveți. Ele sunt pe site, dacă vă uitați, ele toate sunt publicate, inclusiv amendamentele. Ele sunt publice. Au fost criterii, discutate, poftim? Dar despre criterii despre care a anunțat și CJI și alți experți că nu sunt criterii clare care ar putea să stie la baza evaluării și Consiliul de Supraveghere a TRM, dar și membrilor CEA, când se respinge raportul lor. A fost completate cu asta. Deci, repet, noi am ținut cont de toate, și este un tabel, o sinteză, da, în care se arată foarte clar în urma dezbaterilor publice care au avut loc, da, aici în Parlament și evident că legea a fost îmbunătățită. Ce proiect a fost trimis pentru examinare sau avizare la Consiliul Europei înainte să fie votat? Nu este obligatoriu. Nu știu dacă, da, este o chestie care ține. Noi am discutat inclusiv și cu partenerii internaționali, deci este o chestie de oportunitate. Este o chestie de oportunitate. Bine. Asta este o chestie de oportunitate în primul Parlamentul. Da? Și această, repet, responsabilitate. Haideți să nu transformăm într-o discuție. După această monitorizare, Consiliul Europei o să spună că noi nu respectăm decizia hotărârea CEDO din 2009 în cazul... Iarăși, dumneavoastră citiți hotărârea CEDO și veți vedea că nu prea are legătură cu ceea ce este aici. Nu. Discutați cu CJI. Mersi. 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 Dacă este la subiect, vă rugăm. Vreau să vă întreb în legătură cu ședințele pe domnul Grădinaru, inspirator, mai ceea ce sunt răspunsuri. Vreau să vă întreb în legătură cu ședința Comisiei de astăzi, juridice, nu și minte, prin care Comisia a avizat candidatura unui judecător la Curtea Supremă de Justiție. Cum vi s-au părut aceste audieri pe candidați, pentru că mai multe comentarii au apărut pe rețele de socializare, dacă acest candidat pe care îl promovează Comisia Juridică este unul integru, dacă ați analizat faptul că figurează mai multe dosare de rezonanță acest judecător și de ce nu ați așteptat intrarea în vigoare a normei constituționale prin care președintele statului să numească potrivit modificărilor tot judecătorii, fie la Curtea de Apel sau la Curtea Supremă Justiție. Vă întreb dacă v-ați grăbit într-un fel sau nu, domnul Grădinaru. Despre care judecător e vorba? Că astăzi au fost 3 candidaturi examinate. Despre domnul Mosteaț. Deci, haideți să luăm pe rând. 1. Comisia Juridică nu promovează nici un judecător. În virtutea atribuțiilor pe care le are Comisia Juridică, noi examinăm toate candidaturile care vin și ne expunem prin raport. Fie că recomandăm să fie aprobată această candidatură, fie că lasă la latitudinea deputaților din Parlament în plen să decide asupra acestei decizii. Acest lucru este 1. 2. Probabil că nu cunoașteți, dar la moment, Curtea Supremă de Justiție nu este pe deplin funcțională, tocmai din motiv că nu există suficienți judecători. În momentul în care noi prelungim acest termen, prelungim inactivitatea unei instituții vitale în sistemul de drept al Republicii Moldova. 3. Au fost analizate dosarele acestor persoane și am ținut cont de toate detaliile,
Iar informația va fi prezentată în raport care la moment se elaborează. Pentru că cunoașteți, probabil că cel puțin o oră înainte a fost finalizată ședința și încă rapoartele încă nu sunt definitivate, dar vor fi elaborate și respectiv vor fi puse în atenția societății publice ca să ia cunoștință despre toate detaliile care pot fi publice în legătură cu aceste trei dosare. Pentru că, repet, sunt trei candidaturi și nu una. De asta era nevoie ca să mergem pe acest lucru. Și noi trebuie să ținem cont în activitatea noastră ca și deputați de legislația actuală, existentă în vigoare la momentul activității noastre și nu de cea potențială care poate interveni la o anumită etapă în viitor. Eu vă mulțumesc și vă încurajez de fiecare dată să avem întrebări la proiectele de lege pe care le prezentăm, iar dacă vreți să aveți comentarii pe alte legi, vă încurajăm să avem o discuție referitor la aceste întrebări, să vă răspundem la toate întrebările care le aveți pe alte subiecte decât cele care propriu-zis astăzi au fost anunțat în cadrul briefing-ului. Vă mulțumesc frumos! O zi frumoasă!